Proactivitate și dezvoltare de atitudini, management de proiect, eficiență personală, abilități de prezentare, valori personale și valori culturale. Acestea sunt doar o parte din temele abordate în cadrul acestei ediții a programului GROW, desfășurat sub forma unor ateliere de lucru interactive susținute în limba engleză pe perioada a două săptămâni. GROW este un proiect care completează sistemul educațional actual pentru abordare nouă formală a educației. Se adresează adolescenților din ciclul licear și se desfășoară pe o perioadă de 5 ani de zile, respectiv între 2010 și 2015. Scopul acestui proiect reprezintă educarea reprezentanților unei societăți care își vor forma, prin metode formale și non-formale, un comportament incoruptibil, orientat spre dezvoltarea comunităților locale și a economiei în țări. La Suceava, prima ediție a programului GROW s-a desfășurat în perioada 26 iulie-6 august și a reunit 20 de elevi de clasa a 10-a din 6 licee din județ. La început credeam că va fi ca orice alt program. Am venit, am văzut și am plecat. Dar n-a fost chiar așa. Am învățat multe, cum ar fi să fiu proactiv, să-mi fac un plan mental despre ce voi spune acum, să nu mă bâlbâi, deși cred că asta fac. Nu regret că mi-am dedicat timpul și am renunțat la multe hobby-uri și altele ca să pot participa. Că pentru mine participarea la proiectul GROW a fost o șansă extraordinară. Mă consider norocoasă că am avut ocazia să particip. Acest proiect m-a învățat că poți să înveți și distrându-te. Am realizat multe lucruri care poate în alt context nu le-aș fi realizat. Am învățat să mă cunosc pe mine însă, despre valorile mele, după care mă voi ghida în viață, sau cel puțin voi încerca. Cum spunea și Daniel, am învățat să fiu proactiv, să iau lucrurile așa cum sunt. Am învățat să nu cred în stereotipuri, să privesc după bariere, să nu judec cartea după coperți. Și cred că asta a fost cel mai important. Programul este excepțional. Oamenii care i-am întâlnit aici sunt excepționali. Am avut ocazia să cunosc cultura diferită de a mea și, cum a spus și Raluca, să o aprofundez pe a mea. Am învățat niște lucruri excepționale, cum să fii un bun lider, cum să fii, să ai spirit de echipă și să știi să comunici cu restul oamenilor. În perioada 16-27 august, alți 20 de elevi suceveni, de data aceasta de clasa 11-a, vor participa la atelierele de lucru din cadrul programului GROW. În anul școlar următor, programul se va desfășura în luna decembrie pentru elevii de clasa 12-a, în primăvară pentru elevii de clasa 9-a și în vară pentru cei din clasele a 10-a și a 11-a.